În prezența a mii de persoane, George Simion și aleasa sa, Ilinca Munteanu, s-au cununat religios într-o biserică de lemn. Slujba a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu arhiepiscopii Teodosie și Varsanufie. După slujbă, mirii au plantat un copac și s-au prins într-o horă. Evenimentul a adunat peste 10.000 de persoane din toate colțurile țării, inclusiv din diaspora. Primii au început să vină încă de dimineață. Accesul s-a făcut pe bază de brățar. Brățările la vedere! Da, da! Da, da, da! Galați! Brățar acum ați obținut-o? De la... de aici, de la intrare. Trebuie să plătiți sau... Nu! Nu s-a plătit absolut nimic. Toți nuntașii au purtat ii sau chiar costume populare. E cadou? Da. E făcut de dumneavoastră? Nu, este cumpărat. La popasul duhovnicești. Dacă s-o susține toată viața de popasurile astea duhovnicești, o să ne fie bine. Asta este o oală de lul smălțuită. Noi suntem poporul, iar nu tagma jefuitorilor. Se și-o pună în vitrin și se uite din când în când. Noi membri și bineînțeles că vrem să cunoaștem mai bine pe Simion și cum să nu venim. Vă să cărătăm așa o ocazie foarte drăguță. În timpul evenimentului a existat o amenințare cu bombă care s-a dovedit însă a fi o alarmă falsă. I-a fost rău și pe autocar de drum când a venit Invitații au avut la dispoziție 14 corturi unde puteau mânca. Pe pajiște au fost aduse canapele și baloți de paie pe care nuntașii se puteau așeza. Seara se va încheia cu focuri de artificii.